Realizarea unor relații solide cu vecinii din regiunea noastră, chiar și dincolo de granițele țării, a fost un punct important de pe agenda actualei conduceri a Consiliului Județean. Astăzi discuții au avut loc cu o delegație din Vinogradiv. Am făcut aceste demersuri de a putea semna acest protocol de înfrățire. Avem până acum acordul Ministerului Dezvoltării și Administrației, așteptăm și acordul Ministerului de Externe, colegii mei au făcut aceste demersuri. Eu cred că în perioada următoare vom primi și acordul din partea Ministerului de Externe. Cele două acorduri sunt importante pentru a putea semna... Semnarea protocolului de înfrățire deschide ușa implementării unor proiecte transfrontaliere pentru dezvoltare. Vecinii din Ucraina se bucură că vor putea beneficia de sprijinul nostru și că astfel vor fi cu un pas mai aproape de integrarea europeană pe care și-o doresc. Zona noastră este o regiune dominată de mentalitatea specifică a europenilor. Astăzi am discutat foarte mult și despre cum am putea, prin proiecte europene transfrontaliere, să contribuim la dezvoltarea regiunilor și să creăm mai multe locuri de muncă. La discuțiile de astăzi au fost prezenți și doi primari ai unor localități limitrofe din Ucraina și asta pentru că, în virtutea unei colaborări și mai bune, autoritățile de la noi s-au angajat în discuții la nivelul ministerelor pentru a redeschide două puncte de trecere a frontierei, din care unul între localitățile Hija și Tarna Mică.